bună dimineața! În postul Paștelui avem câteva dezlegări la pește. Așa că, pentru astăzi, am o rețetă deosebită. Ce ziceți dacă pregătim împreună un sushi, un fel de sushi, sănătos? Pentru această rețetă avem nevoie de un castravete Fabio, adică un castravete lung. Avem nevoie de o brânză tartinabilă, eu am folosit brânză ricotta, frunze de salată și somon fumé. Opțional, puteți adăuga și un fir de ceapă verde. Mai întâi, trebuie să feliem acest castravete. Pentru a felia castravetele, avem nevoie de această ustensilă de bucătărie. Sunt sigură că toate gospodinele o au. Cam așa trebuie să arate și le vom așeza pe un prosop de hârtie. Castravetele are foarte multă apă, de aceea aceste fâșii trebuie așezate pe un prosop de bucătărie. Prosopul de bucătărie absoarbe toată apa. Cu un prosop de hârtie tapetăm foarte bine fâșiile. Așezăm prosopul de hârtie vertical, iar acum ne ocupăm de fâșiile de somon. Acestea trebuie desprinse, pentru că sunt într-un calup. Este timpul să așezăm crema de brânză peste castraveți. Acum așezăm fâșiile de somon. Ar fi ideal să acoperim toată suprafața. Adăugăm sare. Eu am folosit sare de mare. Frunze de salată. Cu cât aranjăm ingredientele mai frumos, cu atât atunci când vom tăia sushi-ul va arăta mai bine. Tocăm și puțină ceapă. Numiți sushi sau simplu, rulouri cu brânză și somon fumé și le puteți servi cu sos de soia.